Juniorii republicani de la CSS Drobeta continuă seria jocurilor de verificare. După ce la sfârșitul săptămânii trecute au învins Pandurii Cerneți cu 7-3, copiii pregătiți de profesorul Marian Brihac au susținut marți după amiază un amical împotriva elevilor de la Liceul Șerban Cioculescu, de care au dispus cu 2-0. Am susținut încă un joc în compania elevilor de la Liceul Șerban Cioculescu, întărită cu câțiva jucători din Liga 4, care joacă pentru echipa de Borcova. O echipă solidă, o echipă talentată, cu jucători talentați, dar noi am impus și în acest joc, cu scorul de 2-0, prin golurile marcate de Sărăcie și Fată, și ne menținem pe acest drum ascendent, pentru că vrem să facem o figură frumoasă în acest joc. Antrenorul Severinean consideră că nivelul echipei începe încet, încet să se apropie de ceea ce își dorește, însă mai este nevoie de reacomodare la efort. Jucătorii încă sunt, să simt, oboseala acumulată în timpul antrenamentului, dar sperăm într-o săptămână, două, să-și revină și să fie la formă maximă. Oricum, evoluția lor a fost foarte bună, dar așa cum se face în fiecare perioadă de pregătire, rulăm întreg rostul, deci nu joacă decât 45-50-60 de minute ca fiecare jucător. Următorul test pentru trupa profesorului Marian Brihac va fi în compania unui adversar extrem de puternic. Severinenii se vor deplasa sâmbătă la cetate pentru a înfrunta echipa Tractorul din localitate, liderul Ligii a 4-a din Dolj. La Tractorul sunt numai puțin de 13 jucători severineni, printre care și fostul internațional Dorel Stoica. Antrenamentele pe baza proprie sunt în aer pentru cei de la Pandurii Târgu Jiu. Activitatea este bulversată de lucrările de la noul stadion municipal, constructorul interzicând din acest an prezența echipei pe terenul de joc pentru antrenamente din cauza lucrărilor ample care se derulează în această perioadă. Decizia nu le-a picat deloc bine oficialilor Panduri. Avem o problemă mare cu stadionul. Chiar am primit o hârtie din partea dezvoltatorului că nu ne mai permite să ne antrenăm pe teren, deși inițial ne-au promis că putem întocmi un orar împreună în care să ne facem și noi treaba și, sigur, și ei să construiască cât mai rapid stadionul. În noile condiții va trebui să găsim o soluție. L-aștept și eu pe ei de astăzi să vedem ce putem face. Avem doar un teren de antrenament, dar cu dimensiuni reduse, ceea ce ne va îngreuna procesul de antrenament și nu este în regulă. Pregătim o campanie foarte importantă pentru acest retur și eu cred că, de fapt, sunt convins că nu este de ajuns acest teren. Președintele Pandurilor speră ca toți cei implicați să găsească o soluție de mijloc pentru ca Edi Ordănescu să-și poată pregăti echipa măcar de două ori pe săptămână. Trebuie să ne așezăm cu toții la masă pentru că e ceva care inedit, care chiar ne pune puțin pe picior greșit și sigur că în principiu pierde echipa. Trebuie să găsim variante alternative, deocamdată nu ne luăm considerare, de aceea nici nu vreau să emit public plan B sau plan C. Eu încă sper că vom găsi o înțelegere să ne se atribuie și nouă două ore pe zi și asta nu în fiecare zi, cel puțin, să zicem, două antrenamente pe săptămână, pe terenul mare, în dimensiuni normale. Dacă se poate. Dacă nu se poate, atunci va trebui să luăm o decizie care să ne asumăm cu toții responsabilitatea ei. La finele anului trecut circula informația că trupa lui Edi Ordănescu își va desfășura antrenamentele pe stadionul Termo din Drobeta, Turnul Severin. În momentul de față, pe această arenă, evoluează în jocurile oficiale din Campionatul Național de Juniori Republicani grupele de juniori de la CSS Drobeta și Frontiera Drobeta.